Data de 24 ianuarie a rămas în istorie drept ziua în care s-a înfăptuit Mica Unire sau Unirea Principatelor Române în timpul domniei lui Alexandru Iancuza. Aceasta a fost celebrată și în municipiul Drobeta-Turnu-Severin prin cântec și voie bună. Mica Unire din 1859 a avut loc odată cu alegerea lui Alexandru Iancuza ca domnitor al țării românești și al Moldovei, momentul însemnând primul pas important în drumul pentru înfăptuirea statului național român. În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române, din anul 1859, numită și Mica Unire, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Iancuza, un act de voință politică a celor două principate românești, Moldova și Țara Românească, prima etapă în crearea statului unitar român modern. În 1859 s-au unit principatele române sub conducerea lui Alexandru Iancuza, care fusese numit domnitor al Țării Românești și Moldovei nu cu mult timp înainte, și atunci s-a făcut la 24 ianuarie Unirea Principatelor. Și sunt mulțumit și mi-e drag și eu sunt un naționalist convins. Am în mașina mea tricolorele, am fular, am insigne, am multe, pentru că sunt un naționalist convins. Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită și în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. 24 ianuarie, o zi plină de semnificații istorice pentru noi românii, Palatul Culturii Teodor Costescu organizează în această zi manifestări, considerăm noi, foarte interesante. Sala expozițională de la Pădurea Hreala, Sala Mehedințeană, găzduiește începând cu ora 5:30 după amiază o serie de manifestări comunicate științifice pe tema Micii Unirii, o expoziție fotodocumentară, o expoziție de artă populară, dar și un mic spectacol de interpretare a muzicii populare. În zona aceea a pădurii Crihara, a sălii mehedințene, deja s-a cultivat o mică tradiție în sensul creionerii un astfel de manifestare care se bucură de participarea unui public numeros și dornic de muzică autentică, de informații privind istoria. De asemenea, va avea loc și un spectacol în cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu la ora 17. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Orchestra Lăutarii Mehedințiului va susține un spectacol cu soliști de renume. Viceprimarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin a dorit să le facă o urare tuturor mehedințenilor în această zi specială pentru poporul nostru. Pe 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Iancuza. La scurt timp după ce a fost numit domnitor, a reușit prin diplomație să unească Moldova cu Țara Românească, să unească principatele române. Practic pentru România înseamnă că acela a fost primul pas de la care s-a pornit Marea Unire de la 1918. Fără Mica Unire din 1859 nu puteam avea astăzi România Mare, care s-a făptuit la 1 decembrie 1918. Vreau să urez tuturor românilor la mulți ani, indiferent pe unde îi poartă pașii în această lume, pentru că nu contează unde ești, unde locuiești, cât timp vorbești românește, simți românește, ești român, indiferent în ce țară te găsești. La mulți ani tuturor severinenilor, tuturor mehedințenilor. Toți severinenii care vor să se relaxeze sunt așteptați în acest mijloc de iarnă, atât la Sala Mehedințeană, cât și la Palatul Culturii Teodor Costescu, pentru a celebra această zi specială prin cântec și voie bună. Ziua de 24 ianuarie a fost declarată zi de sărbătoare legală în urma unei propuneri legislative din 2014.